Salut, vărsători! Voi face citirea pentru luna ianuarie 2023, relații. Vom cere sfatul oracolului Lenormand pentru relațiile voastre. Sfatul oracolului Lenormand pentru vărsători. Relații vărsători. Veți primi din partea unei persoane în vârstă, o persoană care arată că își dorește să vă comunice ceva, veți primi o veste, o noutate, o informație care va duce o schimbare. O schimbare pe care chiar poate o discutați cu acest personaj, care poate fi un tată, un frate mai mare, un fel de big brother, o persoană importantă pentru voi, cu care încercați să vă sfătuiți legat de această schimbare. Voi primiți o noutate, știați că până acum, eu știu, trebuie să vă întâlniți cu persoana iubită și dintr-o dată primiți o informație că nu vă o să vă mai întâlniți în data de cutare și să nu-l mai așteptați, sau eu știu. Și atunci voi căutați sfat la acest frate, tată, bunic, care poate să vă ajute. Deci să vedem relațiile pentru vărsători în luna ianuarie 2023. Cum va fi această relație a voastră? O regină de bâte. S-ar părea că în această relație a voastră voi o să vă doriți o călătorie, ceva nou, să se schimbe ceva, să fie o noutate sau poate chiar unii dintre voi vă doriți o altă relație. Și atunci se justifică această schimbare. Deci s-ar putea să vă doriți o altă relație sau o schimbare, o noutate. Relația voastră, 4 de spade. Voi, partenerul, Păi relația voastră are aici 4 de spade. Dacă observați, acest bărbat stă cu spadele lângă el, o spadă o are pusă pe genunchi, pe picioare și se gândește, meditează. De ce am fost trădat? De ce mi s-a întâmplat mie lucrul ăsta? Unde am greșit eu? Ce trebuia să fac eu? Ce atitudine trebuia să am eu? Deci aceasta este relația voastră, o relație de gândire. Unde suntem? Ce am făcut? De ce suntem în starea asta? De ce am ajuns aici? Unde am greșit? Deci este o relație în care voi vă analizați o atitudine, vreți să vă lămuriți, să știți mai bine unde vă aflați și ce faceți. Voi aduceți în această relație un 7 de spade. 7 de spade reprezintă un înscris care nu este adevărat. Deci am zice că voi în această relație aduceți poate o dovadă sau poate o explicație care de fapt nu este reală. Reprezintă ceea ce ați gândit voi, ce ați stabilit singuri
Și ați prefera să fie privită așa relația decât să aveți explicații. Deci încercați cumva, poate chiar să ascundeți anumite lucruri. Partenerul vostru aduce în această relație o petrecere, o distracție la care vrea să ia parte sau chiar o logodnă, o cerere de logodnă sau de căsătorie, poate să reprezinte și acest aspectul. O dorință, o bucurie, fiindcă întotdeauna când mergem nu la o petrecere, cunoaștem oameni noi, ne distrăm, ne putem simți bine. Poate că acest lucru aduce partenerul vostru. Voi aveți o regină de cupe în gând. Este vorba de o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în rac. O femeie care și-a arătat sentimentele sentimentale, romantică, schimbătoare. Poate acesta să fie gândul la această femeie. Poate că această femeie v-a sugerat ce să aduceți voi în relație. Ce justificări, ce discuții, fiindcă, așa cum am spus, aveți patru de spade, deci o analiză. Și voi veniți aici cu un șapte de spade, ceva care nu e adevărat, ceva care ascunde anumite lucruri. Și sunteți cu gândul la această regină de cupe, care probabil că v-a îndemnat să aduceți acest lucru în relație. Partenerul vostru gândește să vă ceară socoteală. Gândește să vă ceară explicații, să vă spună cam tot ce a acumulat în decursul timpului. Un 5 de spade arată furiile. Furii care le ține în gând și ar vrea să discute, să lămurească o situație. Dar acest lucru reprezintă o ceartă care nu mai lasă loc de împăcare și știe acest lucru, îl gândește și s-ar părea că nu îl pune în aplicație. Voi ce arătați celorlalți, arătați că ați fost trădați, ați fost mințiți, că suferiți, aveți această suferință de trădare, de minciună, de ceva care vi s-a făcut rău. Deci că partenerul vostru v-a trădat. Cam acesta este aspectul care este un trei de spade. Și voi arătați că relația voastră trece prin acest patru de spade exact datorită trădării. Partenerul vostru arată celorlalți o situație echilibrată, un doi de monede, că vrea să își echilibreze, să zicem, situația financiară, astfel încât să poată să-și permită să plătească ce are de plată, dar să-i rămână bani de distracție. Arată că vrea să se distreze cu voi sau împreună cu prietenii. Partenerul vostru are această dorință de distracție, deci își dorește distracția. Gândește la această, arată celorlalți că vrea să se distreze. Deci, dacă luăm sfatul, această situație schimbată cu acest patru de spade în relație, vă arată că această schimbare, voi primiți această noutate, acest lucru, această veste, informație că ceva se schimbă și vreți să discutați cu o persoană mai importantă, o persoană pe care o aveți în gând, este ca un fel de frate sau soră mai mare. O persoană pentru care voi aveți este această regină de cupe. Pentru care voi aveți o anumită, să zicem,
respect o anumită influențare asupra voastră și căutați sfatul acestei persoane. Eu vă doresc o lună ianuarie frumoasă, cu împliniri, un an nou fericit, vă urez la mulți ani sănătate și vă mulțumesc pentru timpul acordat.